Vine vara, încep zilele călduroase și pe unii dintre noi încep să ne doară picioarele. Astăzi, la Academia de Ayurveda, stăm de vorbă cu doamna dr. Carla Fabian, medic specialist în fitoterapie și Ayurveda, din cadrul centrului Ayurmed și vom afla mai multe, printre altele și de ce ne dor picioarele mai mult vara. Vara ne dor mai mult picioarele pentru că datorită căldurii, noi acumulăm căldura exterioară, se acumulează și în corpul nostru. Corpul, ca să nu se supraîncălzească, trebuie să pună în funcțiune mecanismele de termoliză, iar vasodilatația, în special vasodilatația periferică, este unul din aceste mecanisme. În momentul în care are loc această vasodilatație, ea are loc în tot corpul, dar la nivelul picioarelor, având în vedere că sângele trebuie să circule în mod normal la întoarcere, deci circulația venoasă și limfatică are un traiect contrar gravitației, efortul pe care structura noastră îl depune în acest scop este mult mai mare și datorită acestei staze a sângelui venos și a limfei care se realizează în zona picioarelor apare această senzație de picioare umflate, picioare obosite și dureroase. Deci ni se umflă vasele de sânge, ca să înțelegem, și se desfășoară mult mai greu circulația de întoarcere, să spunem așa. Și atunci ar fi indicat să stăm cu picioarele puțin mai sus. Evităm să stăm în picioare timp îndelungat, pentru că, de exemplu, genul acesta de probleme cu dureri de picioare îl au în permanență, indiferent de anotimp, persoanele care desfășoară activități în picioare mult timp. Deci faptul că trebuie să stai în picioare, știu, ești bucătar, ești coafeză, ești mai știu eu ce altă meserie care te solicită să stai foarte mult în picioare, asta împiedică această întoarcere venoasă corespunzătoare. Vara este și mai accentuat acest fenomen. Deci este vorba de această circulație în sensul invers gravitației. Dar și dacă stai la birou, tot te dor picioarele, cel puțin asta am constatat eu și atunci încerc să stau cu picioarele pe un alt scaun. Pentru că întoarcerea venoasă este aici blocată și de faptul că există această pensare la nivelul articulației genunchiului care pensează vasele și bineînțeles că întotdeauna picioarele noastre se umflă de la genunchi în jos. Foarte rar în situații de patologie extremă această stare de umflare se extinde și pe coapsă. Și ce putem face? Putem să ne punem niște comprese cu apă rece? Cel mai indicat este să nu stăm foarte mult în picioare, ci să urmărim să mergem. Deci avem de mers. Când avem de mers, să mergem într-un rit cât de cât alert, pentru că contracția musculară este unul dintre factorii care ajută și stimulează această circulație venoasă și limfatică de întoarcere. De asemenea, este foarte important să purtăm încălțăminte comodă, pentru că și în felul acesta noi putem să mergem mai bine și circulația este de asemenea mult ajutată. În momentul în care ajungem la destinație sau seara când ajungem acasă, este foarte important să adoptăm niște poziții de relaxare în care picioarele să fie puțin mai ridicate, astfel încât să stimulăm și în felul acesta circulația de întoarcere. De asemenea, când ne punem la somn, să punem la picioare, deci să punem picioarele tot așa mai pe o pernă, pe o pătură mai înaltă, astfel încât să ajutăm această circulație și de asemenea, mai ales pentru persoanele care au și fragilitate vasculară, adică vase care, mai ales vasele superficiale care au tendința să se spargă sau persoanele care au predispoziție la varice, este foarte important să își mențină o foarte bună calitate a sângelui prin hidratare corespunzătoare, prin alimentație corespunzătoare, prin procedee de purificare care se aplică periodic și de asemenea să consume suplimente pe bază de plante care să stimuleze circulația, să întărească peretele venos, să stimuleze sinteza de colagen din structura peretelui venos și în felul acesta să prevină toate aceste neplăceri. Așadar, există suplimente alimentare care pot să facă să nu ne mai doară picioarele vara.
Da, ajută foarte mult. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de toate sfaturile, deci trebuie să respectăm toate indicațiile care le-am dat, dar persoanele care deja se confruntă cu această situație și pentru care nu mai sunt suficiente aceste mici măsuri corective, este foarte important să apeleze la ajutorul acestor remedii pe bază de plante, care, datorită principiilor active pe care le conțin, ne vin în ajutor foarte mult în această situație. Și aceste suplimente alimentare sunt indicate atât pentru aceste probleme circulatorii, împotriva varicelor și așa mai departe, dar și împotriva fragilității mult prea mare a vaselor capilare, pentru că știm că noi, doamnele, ne mai confruntăm din când în când cu un aspect estetic neplăcut, să spun așa, adică cele mici vinișoare care se sparg, formează așa niște pânze de păianjen, să spunem, și sunt foarte neplăcute vara când vrem să luăm fuste, rochii. Da, e adevărat. Pentru că toată persoanele care suferă de această fragilitate vasculară au de fapt și această fragilitate a peretelui venos global, pentru că de fapt acelea sunt tot niște vene mai mici, niște vene foarte mici, foarte subțiri, și datorită particularității structurale a peretelui venos, care nu are în grosimea lui un strat muscular, are doar acest strat elastic de colagen și elastină, face ca acest perete, în momentul în care își pierde capacitatea și structura normală, să se dilate mai mult decât este cazul și să apară acele dilatații varicoase, în special deasupra structurilor valvulare care există pe traiectul venelor și care ajută la această circulație în sens anticravitațional a sângelui. Și în cazul capilarilor, acestea înțeleg că se sparg și de aici acel aspect estetic neplăcut. Da. Deci sunt venele, vasele mici venoase și de asemenea capilare, pentru că capilarele reprezintă ramificația cea mai mică atât de la nivelul vaselor arteriale, cât și de la nivelul vaselor venoase. Deci capilarele sunt oarecum vasele cele mai mici care fac legătura între cele mai mici arteriole și cele mai mici venule. Și cu ajutorul suplimentelor alimentare noi le putem ajuta să fie sănătoase și capilarele și venele. Da, mai ales în situația în care observăm că avem predispoziție către așa ceva, în situația în care deja fenomenul este instalat și este un fenomen extins, putem doar să prevenim sau să împiedicăm extinderea lui mai mult și putem să combatem stările neplăcute, dureroase, care însoțesc de obicei aceste fenomene, în special dilatațiile varicoase. În momentul în care luăm preventiv aceste remedii, bineînțeles că noi o să putem să prevenim cu mult mai multă eficiență. Să temporizăm cumva evoluția acestor afecțiuni. Și înțeleg că un asemenea supliment alimentar este varicosan de la Ayurmed. Da. Și dacă puteți să ne spuneți ce plante conține acest supliment. Da, este un supliment alimentar care conține o combinație extrem de eficientă pentru genul acesta de efect. De exemplu, conține extract din coajă de portocal, care are conține flavonoizi, care au un efect protector asupra peretelui vascular, care stimulează circulația venoasă și circulația limfatică. De asemenea, mai conține pulbere de sâmburi de struguri. Toată lumea cunoaște capacitatea antioxidantă a acestor sâmburi de struguri datorită resveratrolului pe care îl conține. Și de asemenea, conține un antioxidant foarte puternic, proantocianidina, care are o acțiune antioxidantă de 20 de ori mai puternică decât a vitaminei C și de 50 de ori mai puternică decât a vitaminei E. În momentul în care combinăm acești antioxidanți și cu vitamina C, care este un foarte bun stimulant al sintezei de colagen, deja
toate efectele se potențiază reciproc și în felul acesta efectul este mult mai bun. De asemenea, acest remediu conține și ghimbe pădureț, Ruscus aculeatus, care de asemenea are și un ușor efect vasoconstrictor, deci nu lasă aceste vase periferice să se dilate mai mult decât este cazul și care întărește de asemenea peretele vascular și stimulează circulația de întoarcere, și pulberea de turmeric, care de asemenea are și efect purificator, antioxidant și antiinflamator. Așadar, este vorba de un supliment realizat de specialiști în Ayurveda cu plante medicinale din fitoterapia indiană, pe care noi putem să-l luăm fără nicio grijă de primăvara până toamna, și atunci am trecut de aceste zile caniculare fără dureri de picioare, da? Da, și bineînțeles că acest supliment poate fi luat în permanență de persoanele care, așa cum spuneau, au munci care îi solicită să stea foarte mult în picioare, pentru că marea majoritate a persoanelor care stau în picioare au probleme cu circulația, au probleme cu varicele, mai ales în situația în care mai au și niște kilograme în plus, deja efortul este mult mai mare și atunci este foarte important să consume constant acest remediu, pentru că îi ajută foarte mult. Și cum se ia? Acest remediu se ia de la 3 până la 6 tablete pe zi, în funcție de gravitatea situației, așa cum se iau de obicei remediile pe bază de plante înainte de masă, cu aproximativ jumătate de oră, pentru că este mult mai bine, în cur de minimum 3 luni, deci vara putem să luăm fără întrerupere, toată vara, fără niciun fel de problemă, și bineînțeles pentru persoanele care au activități în ortostatism prelungit, deci dacă stau foarte mult în picioare, pot să facă cure pe care le pot repeta și pe parcursul celorlalte anotimpuri. Însă există un alt aspect pe care l-am sesizat. Foarte multe persoane care se confruntă cu varice au și hemoroizi. Există o legătură și care ar fi explicația? Explicația este logică. Hemoroizii sunt de fapt tot niște dilatații varicoase ale venelor hemoroidale. Da? Deci există tot o problemă de structură a acestor vene. Da? Și în special aici deja vorbim de persoanele care sunt extrem sedentare, care stau foarte mult pe scaun, la birou sau acasă, sau, mă rog, stau foarte mult pe scaun, merg foarte puțin pe jos. Din cauza aceasta, mersul pe jos și alergatul și mișcarea și o activitate dinamică în general ne ajută din toate punctele de vedere și inclusiv în genul acesta de patologie. Dar... Și de asemenea, genul acesta de probleme legate de varice apar și la persoanele care sunt predispuse la constipație. Dar există și doamne care după sarcină au avut hemoroizi. Da, este adevărat, pentru că în sarcină, datorită presiunii pe care sarcina o exercită în bazinul femeii, în pelvisul ei, apar aceste alunecări ale mucoasei rectale care generează acest hemoroiz, care pot să fie atât intern cât și extern. Depinde acum de situație, dar în general aceste probleme apar la persoanele care oricum au această predispoziție, au această slăbire a structurii, a rezistenței a peretelui venos, și bineînțeles că sarcina este un fenomen agravant, să spunem, pentru această stare. Și care ar fi recomandările pentru aceste persoane? Mă refer aici de la recomandări alimentare până la recomandări de suplimente alimentare. Bineînțeles că persoanele care sunt predispuse la aceste manifestări hemoroidale, este foarte important să țină cont de mai multe aspecte. În primul rând, este foarte important să prevină constipația, pentru că aceste episoade de constipație prin care ele trec forțează foarte mult această mucoasă rectală către a genera genul acesta de manifestări. Apoi trebuie să mențină o calitate foarte bună a sângelui.
și o calitate, o stare de purificare globală și în special a sângelui, pentru că toxinele în corpul nostru au tendința să se depună în zonele acestea inferioare și aici oricum vorbim de zona colonului, unde se colectează în general toate deșeurile de la nivelul tubului digestiv. Trebuie să facem cure de detoxifiere regulat? Bineînțeles, este foarte indicat pentru aceste persoane să facă aceste cure periodice la fiecare schimbare de anotimp, pentru că le face foarte bine. Și de asemenea, plantele care vin cu principii active care să aibă efect de întărire a peretelui venos, de stimulare a circulației, efect vasoconstrictor, efect hemostatic și cicatrizant în situația hemoroizilor sângerânzi. Tocmai din acest motiv, asemenea remediu o să conțină din nou ghimbele pădureț Ruscus aculeatus, care este extrem de eficient pentru întărirea peretelui venos. El scade foarte mult această fragilitate a peretelui venos. De asemenea, are efect antiinflamator și vasoconstrictor. Turmericul este iarăși foarte bun pentru că sunt aceleași vene, deci puritatea sângelui este foarte importantă, efectul antiinflamator și antioxidant al turmericului. De asemenea, coada șoricelului are un efect benefic pentru că este hemostatică și cicatrizantă și are efect antiinflamator redutabil. Plantele de asemenea care mențin tranzitul intestinal, cum ar fi de exemplu haritaki sau terminalia chebula pe care l-am întâlnit și în trifila, casia angustifolia, care de asemenea are efect laxativ, și cicoarea, care este extrem de eficientă și pentru efectul laxativ și pentru o bună calitate a sângelui. Combinația acestor plante vor face din acest remediu un supliment de foarte mare ajutor pentru persoanele care se confruntă cu genul acesta de probleme. Așadar, acest supliment Hemoroplant de la Ayurmed acționează pe mai multe direcții. Realizează și o detoxifiere, este și împotriva constipației și în același timp întărește pereții vaselor de sânge. Da, da. Bine, detoxifierea pe care acest remediu o realizează este una minimă, să spunem, pentru că o persoană care se confruntă cu afecțiune hemoroidală este bine să facă o purificare mai amplă cu remediile pe care deja le-am prezentat cu altă ocazie. Care sunt Margusa și Trifila. Da, Margusa pentru purificarea sângelui și Trifila pentru purificarea tubului digestiv. Și între curele de purificare pe care le realizăm cu acest complex, acest hemoroplant folosit constant ajută să menținem o anumită puritate a sângelui, pentru că oricum noi consumăm în permanență alimente care ne generează toxine, care le asimilăm în sânge și în felul acesta reducem foarte mult impactul lor asupra structurii. Deci putem să luăm pe termen lung fără nicio problemă. Da, bineînțeles, fără niciun fel de problemă. Întrebare, se poate lua și varicosalm și hemoroplant în același timp dacă este o persoană care se confruntă și cu varice și cu hemoroizi? Da, bineînțeles, pentru că efectul va fi intens, efectul va fi sinergic și nu are sens să tratăm mai întâi, că nici nu știi ce să tratezi prima dată în momentul în care ai două asemenea afecțiuni care au la bază același principiu, deci au aceeași cauză, această fragilitate vasculară, în momentul în care fiecare remediu va acționa exact acolo unde este ținta lui. Și câteva recomandări alimentare. Înțelesesem că persoanele care se confruntă sau riscă să se confrunte cu aceste afecțiuni, nu este bine să mănânce picant. Da, este important să nu mănânce picant, este important să nu exagereze cu gustul picant, pentru că și să nu mănânce picantul iute, deci un picant foarte tare, foarte intens, pentru că plantele aromate aparțin tot gustului picant, dar este un picant blând, picantul aromat, și aceste plante aromate ajută foarte mult la digestie și în felul acesta previn constipația.
Deci nu o să mănânce, deci genul acesta de persoane care sunt predispuse la hemoroizi, trebuie să mănânce foarte multe crudități în primul rând. Deci legume, fructe, salate, sucuri, să se hidrateze corespunzător, să facă mișcare, să nu mănânce alimente foarte grase, foarte consistente, care nu sunt gătite corespunzător și, în general, alimentația lor trebuie să fie mai mult semisolidă, semilichidă. În felul acesta ei vor preveni crizele de constipație și apoi crizele hemoroideale. Într-adevăr, persoanele care sunt mai predispuse la hemoroizi și care au tendința de sângerare acestor hemoroizi, este, ei știu foarte bine că trebuie să evite să mănânce picant, pentru că neplăcerile... Deci un picant iute. Un picant iute intens, pentru că neplăcerile pe care ei le suportă ulterior sunt considerabile. Și pentru că noi vorbeam de tipologiile diferitelor persoane, de diferitele doșe în care ne încadrăm, vroiam să vă întreb dacă există anumite predispoziții pentru aceste afecțiuni, pentru anumite persoane, pentru capa, pentru pita, pentru vata. Sunt unele mai predispuse pentru acest gen de afecțiuni? În ceea ce privește varicele, am putea considera că mai predispuse la a face varice ar fi persoanele de tip CAPH, odată pentru că sunt mai sedentare și pentru că au tendința să acumuleze kilograme în plus. Bineînțeles că dacă este o persoană CAPH armonioasă, nu se va confrunta cu această problemă, dar dacă există un anumit grad de disarmonie, de asemenea, persoanele de tip CAPH, tot datorită sedentarismului și datorită particularităților constituționale, se confruntă și cu ceea ce se numește constipație atonă, în comparație cu tipologiile de tip vata, care se confruntă cu genul de constipație care este o constipație datorată uscăciunii tubului digestiv în general. Pentru că ei au tendința să mănânce mai puțin, să mănânce uscat, să mănânce preponderent gustul picant, astringent, care sunt puternic usucătoare, nu se hidratează corespunzător și au tendința de a fi constipați și atunci la ei pot să apară genul de hemoroi, să spunem, mai uscați. Și persoanele de tip pita, dacă, de exemplu, sunt sedentare sau mănâncă prea picant, iute? Da, nu neapărat, pentru că nu neapărat gustul picant predispune la hemoroizi, dar se pot confrunta cu anumită fragilitate vasculară, să aibă o muncă sedentară și în felul acesta pot să apară hemoroizii, care, în general, la ei sunt hemoroizi sângerânți și ei, în general, vor trebui să evite excesul de picant, care oricum nu este deloc indicat în general structurilor, adică o persoană care este deja pita și mai este și dezechilibrată, nu dai foc pe foc, că este un incendiu. Acesta era sensul întrebării mele, că am constatat că există multe persoane care s-ar încadra în tipologia pita și mănâncă foarte iute, foarte picant. Da, deși știu că le face rău. Da, pentru că este, aici vorbim deja despre o preferință gustativă perturbată. Există preferințele gustative naturale, cele care urmăresc și tind să mențină ființa în echilibru, adică în armonie. În armonie, pentru că noi, neavând în permanență toate cele 6 gusturi prezente în proporția corespunzătoare în ființă, în funcție de doșauri, avem, deci o anumită doșa sau doșele pe care noi le avem în structură ne aduc energia anumitor gusturi în ființă. Și atunci noi, ca să avem paleta completă de gusturi și de energie și de emoții, ar trebui în mod normal să ne orientăm către gusturile care nu le avem în structură. Dar în momentul în care suntem disarmonioși, avem o tendință mentală inerțială care ne conduce la starea de disarmonie, atunci avem tendința, de exemplu, pita să mănânce extrem iute, capha să mănânce dulce, gras, mult, iar vata să mănânce uscat. Cu toate că el este foarte uscat, el mănâncă în continuare uscat, astringent și atunci, bineînțeles, că se agravează doșa respectivă și apar problemele corespunzătoare ei. Spuneați că o doșă predispune la anumite gusturi, dar ar trebui, pentru menținerea echilibrului și a armoniei, acestea să fie complementare cumva. Da, da. Și, de exemplu, capa
pita și vata, la ce gusturi sunt predispuse și ce gusturi ar trebui să prefere dacă vor să-și mențină armonia. Starea de armonie, da. În situația preponderenței lui Kapha Dosha în structură, ființa respectivă are în structura ei bine reprezentate energia gustului dulce, energia gustului sărat și energia gustului acru și atunci în compensare ea va trebui să mănânce preponderent picant, astringent și amar. Bine, amarul, nu știu cine îl preferă. Acum nu trebuie să fie în proporție egală, dar trebuie să fie prezente. Ele trebuie să fie prezente în alimentație. Pita dosha, dacă este predominantă într-o ființă, va aduce automat sau va genera energia gustului picant, a gustului sărat și a gustului acru, care sunt cele trei gusturi fierbinți. Pita dosha înseamnă fierbinte, înseamnă foc și bineînțeles că o persoană de tip pita care dorește să-și mențină starea de echilibru va avea preferință naturală pentru gustul amar, pentru gustul dulce și pentru gustul astringent. Iar o persoană de tip vata care are preponderent prezente în structură energia gustului amar, energia gustului astringent și energia gustului picant, va trebui să aducă exact polar opus cu Kapha Dosha, să aducă în structura, deci să se orienteze către preponderent către alimentele cu gust dulce, sărat și acru. Și dacă nu fac acest lucru, înțeleg că își vor agrava foarte mult dosha predominantă și aceasta va predispune la boli. La diferite afecțiuni. Da. Înțeleg așadar că fiecare putem să ajungem să fim bolnavi de diferite afecțiuni în funcție de dosha noastră pe care n-am știut să o gestionăm așa cum trebuie. Bineînțeles, în general dosha predominantă este cea care dă, să spunem, tonul sau marea majoritate a afecțiunilor, dar și celelalte doshauri care sunt în poziție secundară și ternară în tipologie se pot perturba. Mai greu e adevărat, dar se pot și ele. În general, afecțiunile apar datorită doshei predominante. Ca să mai spunem încă o dată, persoanele predispuse la varice și hemoroizi, din ce categorie fac ele parte? Ele pot să aparțină tuturor doshaurilor, deci pot să, așa cum spuneam, poate să apară... Deci o persoană care stă în picioare, indiferent de tipologia ei, este predispusă la varice, da? Bineînțeles, dacă este capca și are niște kilograme în plus, face automat mai repede varice. Va face mai repede, da. Persoanele constipate, de asemenea, sunt predispuse, indiferent că sunt... Pita. Bine, pita se constipă foarte rar, deci pita nu face hemoroizi datorită constipației, face mai mult hemoroizi datorită stării de impurificare a sângelui și datorită faptului că are o activitate sedentară, adică stă foarte mult pe scaun. Și probabil nu face acele cure periodice de detoxifiere. Exact, da, pentru că acest cumul de toxine, el are un foc intens, spune eu pot să mănânc orice, pot să mănânc oricât, la orice oră. Poate vede că nu se îngrașă și atunci... Da, nu se îngrașă la început, dar cumulul de toxine se realizează și acest cumul de această tendință a toxinelor de a merge spre zonele de clive îl va predispune către hemoroizi. Deci până la urmă, indiferent din ce doșă facem parte și la ce afecțiune am fi predispuși, trebuie să avem grijă de stilul nostru de viață. De ce mâncăm, de ce suplimente alimentare luăm, de mișcarea pe care o facem, hidratare și câte și mai câte. Dar bineînțeles, acestea sunt sfaturi care sunt valabile pentru orice structură, pentru orice tipologie constituțională, bineînțeles, adaptate întotdeauna în funcție de compoziția doșelor care avem în structură. Înțeleg așadar că ne este foarte util să ne cunoaștem noi pe noi și să știm din ce tipologie facem parte, în ce doșă ne-am încadrat și în acest sens ne puteți ajuta dumneavoastră. Da, persoanele care vor să își cunoască mai bine tipologia constituțională și predispoziția către anumite boli, mă pot găsi la centrul Ayurmed din Bulevardul Nicolae Bălcescu numărul 35 și acolo putem să avem o discuție din care să... Și în cadrul unei consultații, da. Le spuneți la sfârșit exact tipologia din care fac parte și care ar fi recomandările în privința stilului de viață. Da, bineînțeles. Cât timp durează o asemenea consultație?
Depinde, aproximativ 45 de minute, o oră, depinde de... Deci în maxim o oră putem să aflăm câteva informații despre noi. Pe baza unei discuții și a mai multor întrebări pe care eu le pun ca să pot să identific mai bine tipologia constituțională, îmi dau seama exact care este tipologia constituțională a persoanei, care este doșa perturbată și în felul acesta pot să-i dau recomandările specifice pentru echilibru. Mulțumim tare mult! Cu drag! Așa cum v-am obișnuit, avem și concursul emisiunii online Academia de Ayurveda. 5 dintre dumneavoastră vor putea câștiga un set de produse de la Ayurmed. Este vorba de varicosalm și hemoroplant. Ce trebuie să faceți ca să participați la concursul nostru? Este simplu. La prezenta emisiune online, vă invităm să inserați un comentariu cu textul fără varice și hemoroizi cu Ayurmed și peste 3 zile de la prezenta postare vom extrage la sort cei 5 câștigători. Sănătate și succes!